Liviu Dragnea, PSD. Nu știu, deci eu vreau doar să am un mic, cum îi zice, follow-up. Un mic follow-up la video pe care de altfel l-am mai făcut odată cu Liviu Dragnea fiind bucătar. Pentru că nu e așa, iată, dragi prieteni, cum ceea ce eu am spus atunci s-a adeverit chiar sub ochii noștri. Chiar sub ochii noștri ceea ce eu am spus acum câteva luni când a fost lansată seria asta Bucătăria de Acasă cu Liviu Dragnea. S-a adeverit ceea ce am spus atunci și anume că această emisiune, acest vlog, acest whatever canal de YouTube nu este nimic altceva decât o șaradă, nu este nimic altceva decât o fațadă, dragi prieteni, prin care domnul Liviu Dragnea încearcă să, cum să spun, să apeleze la sensibilitățile unui potențial electorat. Deci el, băi coaie, deci ca să înțelegeți, deci omul acesta face cotlete, omul ăsta prăjește niște cotlete și ne explică nouă care e treaba cu China și cum dăm prea multe arme la... Deci fiți atenți, stați așa că îi dau play. De fapt copiii nu mai au gen. Măi nene, what are you saying? Vezi-ți măi tataie de cotletele tale acolo, lasă-ne în durerea noastră. Episodul 25, păi bineînțeles că episodul 25, că omul postează, nu stă. Treaba are cotletul cu politica, nu te supăra. Câte arme să-i mai dea lui Zelenski? Adică să-l schimbe pe Ciucă cu Ciolacu sau Grindeanu? Copiii nu mai au gen. Cu sau Grindeanu. Stai așa, stai, scuze. Copiii nu mai au gen. Poate vrea să zică copiii nu mai au gem. Vă salut. Bine ați venit la Bucătăria de Acasă. Hai, salut. O să gătim astăzi cotlet de porc cu pasă de ardei și mere rase. Ne trebuie pentru această rețetă care e simplă, nu e complexă. Da. Pasă de ardei, bineînțeles, sare, piper, cimbru, pătrunjel, usturoi, doar un cățel, ulei, zeamă de lămâie, pasă de tomate, oțet balsamic, mere, așa da, cum am spus, cotlet și vin roșu. Okay. Prima dată o să pregătim cotletul, o să asezonăm, se zice, da, cu sare și piper prima dată. Da. Ok. O, sare mare, da, ea bună. Bun. E cam multă? Mă rog. Mă întrebam ce să mai vorbim azi, ce să vă mai zic azi, așa. Da. Dă-ne niște sfaturi pentru gospodărie. În afara bucătăriei. Da. Și am citit o postare a lui Marius Ghilezan. I love this. Care alături de Doru Bușcu, cred că e... unul din cei mai buni reporter atunci când scriu ceva. Aha. Și vorbea despre starea lumii, despre starea Europei, a Americii, a Chinei, a Rusiei. Da. Și trebuie să recunosc că îi dau dreptate. Spunea el acolo, și sunt total de acord cu asta, că Europa se confruntă astăzi cu cel mai prost leadership, adică cei mai slabi conducători din ultimii 300 de ani. Niște cretinoism. Deci lumea, în lume situația stă cam așa. America stă pe un butoi de pulbere, ca și tensiuni sociale. Îmi place că își sărează cotletele în timp ce ne spune care este ordinea mondială, care este status quo-ul mondial al puterii. Nu știe trezoreria deocamdată dacă la 1 iunie o să mai aibă bani să-și plătească facturile sociale, adică salarii, pensii și alte cheltuieli publice. Păi se împrumută, nu e nicio problemă, nu înțeleg care e problema. Așa. Europenii, europenii, cei care conduc la Bruxelles, au alte preocupări și anume... cum să legifereze că de fapt copiii nu mai au gen și că sunt fără gen și cum familia nu trebuie să mai existe, că să vorbim de parteneriate și de asemenea câte arme să-i mai dea lui Zelenski. Adică asta e principala, cu orice cost. Indiferent cât ne costă pe noi, cât îi costă pe ei, cât îi costă de fapt...
treaba are asta cu cotletele, mai omule? Vezi, îți dă cotletele tale acolo. Pe toți cetățenii din Europa, Europa și firmele respective. Așa. Pauză, acum o să amestec. Stați ca așa. Pauză. Ok, trecem un pic peste asta ca să punem cotletele în tigaie. Doamne iubesc, Doamne, incredibil. În pasta de ardei, e vorba de ardei copt, l-am copt în cuptor. Cum am trecut de la interesele Uniunii Europene în Ucraina la pastă de ardei? Cum s-a întâmplat asta? Pus după aia ardei decojiți, ardei copți, în blender și ești o pastă foarte bună. Cât de curând o să gătim împreună aivar sârbesc. Oh, frumos! Care este o minunăție. Da. Apropo, Serbia... Nu mai zic, că zic chestii controversate. Punem ulei. Mm-hmm. Amestecăm. Așa. O să pun și usturoi puțin mai încolo. Să continuăm. Cât credeți că durează până chiar candidează la ceva? Cât credeți că poate să mai dureze? Adică cam cât content de gospodar ar trebui ca Liviu Dragnea să facă în așa fel încât să-i fie iertate păcatele de către opinia publică, ca să zic așa. Păi cât are interdicția aia dată de instanță, da, cel mai probabil. Dar crezi că fix după ce se... Cât era interdicția? Cât mai avea interdicția? Dar stai... Nu știu cât mai dura chestia aia. Îmi dau seama că am undeva în cap, dar nu-mi dau seama unde. 5 ani, am înțeles. Deci easy, 5 ani de făcut content online și după 5 ani, gata, candidează la președinție. El și cu Dan Diaconescu. Ăla o să fie... Aia o să fie lupta finală. După ce ajunge în semifinală la șef la cuțite. O să pun și usturoi puțin mai încolo. Să continuăm discuția. Da, hai să continuăm discuția. În lume, de fapt, ce se întâmplă? China este într-o ofensivă uriașă, atât din punct de vedere diplomatic, cât și din punct de vedere economic. Da. Da. Nu are problemele pe care le... Grijă mare, grijă mare la China, că vin peste noi ăștia, frate. Noi nici nu... Ai, păi da, oameni, iartă-mă. Păi ia-s comuniști. Ok, nu, știi ce? E un subiect foarte controversat ăsta. Are America, ba dimpotrivă. Da. Ce fac cei care sunt în fruntea bucatelor în România? Nimic pentru noi. Nu se gândesc cum să mărească veniturile românilor. Ok, am înțeles. Așa mă enervează că singura dată când se vorbește în spațiu politic despre chestii de bun simț, cum ar fi să creștem veniturile românilor, de fapt este vorba despre manipulare și populism pentru a ajunge într-un final, la același scop final oribil, de a delapida bugetul statului, basically. Are cu Kinshow episodul 1, Orez cu legume, episodul 25, copiii nu au gen și China e în ofensivă. Dar asta e când mi-aduc aminte, când făcea fasolea aia, când a făcut fasolea aia, era vorba doar despre fasole. Am făcut și noi fasolică. Foarte frumos. Așa ca la Jamila cum ar veni Sanchi, știi? Acum gata. Acum intrăm în subiectele alea grele. O fasole chiar corectă. Da, literalmente era o fasole chiar corectă. Aș fi mâncat fasolea aia. Și dacă ne rezumam doar la fasole, era foarte frumos, dar uite că nu se poate. Episodul 40, nu gătim azi, dar facem dezbateri. Da, efectiv o să fie să fie acest Destiny al României. Cum stă Destiny și se joacă, ce dracu se joacă el Factorio. Așa o să stea și asta, în debate-uri cu neomarxiști. Liviu Dragnea face o fasole, dar și mie mi-a plăcut titlul ăla. Nu se gândesc cum să ajute fermierii români. Nu se gândesc cum să ajute oamenii de afaceri români. Mm-hmm. Da. Nu se gândesc cum să creeze condiții mai bune în școli, condiții mai bune în spitale. Da. Au o singură preocupare, să execute ordinele care vin, ori de la americani, ori de la europeni. Dar ce gătește, stai așa? Asta e chestia, știi, că gen uneori umbli așa pe YouTube, n-ai și tu o mămăligă în stomac, te rupe, te bate foamea cu 2-0 și dai așa prin feed și ți apare, dă foame, dai click, știi? Dă foame, dai click pe un Liviu Dragnea și hop, după aia te trezești, nu e așa că ți este inoculată agenda lui. Păi stai bă frate, dar eu am venit să mă uit la niște cotlete, nu să ascult agenda populistă a unui om politic care încearcă, nu? Adică despre ce vorbim aici? Titlul videoului trecut e: sunt mai patriot decât mulți români.
În general, aceste ordine care vin nu ajută România. Da. Am spus în general pentru că nu îmi dau seama dacă, eu până acum n-am găsit, dar nu îmi dau seama dacă este vreo măsură sau ceva, vreo dorință a străinilor care să ne fie ajutat vreodată. Eu nu știu. Dar vor fi. Poate le găsesc ei. Deocamdată noi, ca români, nu simțim ceva care să ne fie ajutat. Okay. În schimb, da, ei sunt preocupați cum să facă marea rocadă, adică cum să schimbe noua ordine mondială, marea rocadă. Cabala se ocupă de chestia asta. Rusia cu Juniu. Adică să schimbe pe Ciucă cu Ciolacu sau Grindeanu. Cine ori hotărâ să fie. Încă nu s-a stabilit. Punem și cimbru pe care l-am pisat. Așa. Încă nu s-a stabilit noua ordine mondială. Așa, punem și cimbru. I love it. În Mojar. Da, da, da. Mojar. Cică Mojar. Așa. M-a întrebat cineva dacă eu cred că această rocadă, adică schimbarea dintre Tuse și Juni, poate aduce ceva bun pentru România. Păi n-are ce să aducă, că sta aceeași. Faptul că... El, guys, ați înțeles, el nu e, el e în afara acestui establishment. He's different, guys. Deci țineți minte, la următoarele alegeri să știți, da? Cine e prietenul vostru? Ăla cu era băiatul care de la vâsle în barca lui Livache, ca idee cum arată politica. Da, mă rog, astea-s... Nici nu mai intru în căcatul ăsta. Da, literalmente. Prim-ministru este azi Ciucă și mâine va fi unul de la PSD. Nu schimbă nimic pentru că politica lor e aceeași. Slugărnicia la următoarele alegeri o să punem ștampila pe el că bă, măcar știe să facă o fasole cinstită, măcar știe să prăjească un cotlet cu pastă de ardei. Aceeași. Deci nu o să fie prețurile mai mici, nu o să fie venituri mai mari, nu o să creeze un mediu de afaceri mai bun. Și uite așa, a furat, dar a și făcut iacnie cu fasole. Iacnie de fasole, dar da. Mergem înainte. Am mai văzut niște preocupări. Nu știu, să dea o lege prin care să poată lua copiii de la părinți. Ei, hai, lasă-mă! Doamne, este... E o publicație de-aia de boomer. E literalmente chainmail-ul WhatsApp pe care ți-l trimite tactul. E chainmail-ul WhatsApp de la serviciile secrete ruse pe care îl primește tactul și zice acolo, dă mai departe sau 12 ani de ghinion și îl trimite la toți prietenii lui boomer. Vor să dea o lege prin care să-ți ia copilul din casă. Dacă se constată că n-au venituri suficiente și n-au posibilitatea să-i crească. Dar cine decide asta? Cine decide asta? Ce ministru sau ce prim-ministru sau ce guvern sau ce securist? De când hotărâți voi să luați copiii de la părinți? Nu se aude așa, e? Mă rog, țățâiam. Pe ce am nătăză, nătăză, nătăză. Astea sunt preocupările ăstora. Acum ungem... Așa, bun, acum ungem cotletul. Bun, acum ungem cotletul. Doamne, I love this. Trecerile astea sunt cel mai minunat lucru. Aceste cotlete. Așa. Cu această parte, pastă de ardei care e cu ulei, cimbru. Da, da, da. Și mușdei. Până bine. Atenție, sâmbătă dimineața WhatsApp va deveni exigibilă. Da, e genul ăla de știre. Stai să-l pun și aici. Atenție, sâmbătă dimineața WhatsApp va deveni exigibilă. Dacă aveți cel puțin 10 contacte, le trimiteți acest mesaj. În acest fel vor vedea că sunteți un utilizator avid. Și fix următorul după ăsta e ăsta. Știi că Uniunea Europeană vrea să ne fure copiii de sub aripă. Poți să muți camera în colțul celălalt? Nu, nu, ia ca nu pot. De ce vrei, vrei să vezi cotletul? Cui pasă? Dacă te interesează mai mult cotletele decât ce spune omul ăsta, eu zic că de-aia merg lucrurile prost în țara asta. Ia uitați. Între timp să încălzim tigaia. Să vorbim un pic despre China. Pentru că le vom prăji în tigaie.
Așa. Chiar îl prânzește? Ah. Ok. Restul de sus. De ce faci, nenea? Vezi că ai aglomerat tigaia. Îl punem în tigaie pentru că este foarte bun și... Are aragaz cu elice. Tași, măi, din gură. Ai ventilator, e hota sau ceva. Mi-e foame acum. Mi-e foame. Mi-e poftă de niște păreri. Am zi. Sunt flămând după cunoașterea adevărului din spatele ușilor închise. Pare rău că nu s-a inventat un sistem prin care să și simțiți cât de bine miroase. Da. Cât de simplu se gătesc mâncărurile foarte gustoase. Foarte simplu. Da, exact. Dacă folosești ce trebuie și... Mă rog, în orice caz, Xi Jinping dorește controlarea jocului Fortnite. Ok. Bucățile de cotlet sunt gata. Le scoatem într-o farfurie. Da. Să pregătim sosul. Acum. Oh, stai că mai facem ceva. Facem un sos. Punem merele. Ai, hai, lasă-mă. Merele. Mărul ras. E unul singur. Așa. Da, e ras de numă. E ras cu cuțitul. Așa. Oțet balsamic. Aha. Lămâie. Da. Cred că mesajul subliminal este că sub Liviu Dragnea, noi ca români am mânca cam așa de bine. Cotlete cu sos de mere, ești prost la cap. Așa, asta poate să fie prânzul oricărui român în viitor. Punem puțină sare. Puțină sare, corect. De la carne. Da, da, da. Așa. Ce mai facem? Pune și cimbru. Corect. Așa. O foaie de dafin, poate. A, niște vin roșu. Corect, da. Yes. Oare monetizează clipurile astea? Bă, nu știu, cam premium. Vin. Punem așa de puțin. A ras mărul ăla cum a ras bugetul statului. Așteptăm puțin să se evapore alcoolul din vin. A, am înțeles detalii. Tare. Punem frunzurițele de leuștean, de frunjel. Așa, da. Corect. Stângăci. Stângăci. Okay. Punem pasta de tomate. Stai, măi, nene, și cu Uniunea Europeană ce facem? Că ne vor să ne fure copiii. Stai, mă, nene, așa un pic, că m-ai lăsat așa în aer. Acum vreau să știu ce facem. Da, ce ceas ai, bă, vere, ce este? Le câștigă la pufuleți. Ce ceasul ăsta? Mediu spre tare ca să fierbă bine și să și scadă puțin. A scăzut suficient. Mai se termină video, nu ne mai zice nimic de Uniunea Europeană și nici de China. Acum fiecare felie de cotlet se pune în farfurie, deasupra se pune acest sos, să-l aranjați cum vreți. Așa. Puteți să puneți lângă absolut ce vă place. Cartofi, salată. Da, da, da. Tot ce doriți. Vă spun că este noua ordine mondială și cremă de zahăr ars. Da, literalmente așa sună. E foarte gustos. Și sosul, și carne. Mm-hmm.
Deci până la următoarea rețetă pe care o vom face împreună, vă doresc numai de bine. Platingul ăsta. Platingul, vă rog, cu castravetele la murat. Ok, dar nu zicea ceva de China? Yeah. De fapt, copiii nu mai au gen. Așa. Câte arme să-i mai dea lui Zelenski? Așa. Adică să-l schimbe pe Ciucă cu Ciolacu sau Grindeanu. Așa. A, nu, nu zicea nimica de China. Nu știu ce aveam să zice. A, asta, da, era în titlu. China este într-o ofensivă uriașă. Dar n-am mai zis nimic, azi e nebun? Așa a ieșit, da. A, să zici că asta a ieșit la montaj, da, probabil. Domnule Dragnea, dacă vreți să știți încotro se îndreaptă lumea, citiți Biblia. Asta e taică-miu cu cartea Apocalipsei. Toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Pământul cu tot ceea ce este pe el va arde. Împăcați-vă cu Dumnezeu că nu mai este mult și va trebui ca fiecare om din lumea asta să dea socoteală de felul în care și-a trăit viața. Moartea este cel mai sigur lucru din lumea asta. Cine are pe Iisus are viață veșnică. Cine nu are pe Iisus nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu va rămâne peste el. Succes la rețete! În orice caz, să aveți poftă! Succes la rețete și Dumnezeu să vă lumineze și să puneți preț pe ceea ce rămâne pentru veșnicie. Oh, Doamne, Doamne, iartă-mă! Doamne, iartă-mă! Domnule Liviu Dragnea, poate aduceți și invitații în emisiunile viitoare. Mi-ar face plăcere să vă văd avându-l ca invitat pe Victor Ponta, ca să-l întrebați de ce este un trădător de țară și de neam. Absolut superb, absolut superb, absolut minunat. I fucking love this. Pentru că ești gângav și durează mult să lești două vorbe simțe, l-ai sezonat pe ăla de draci l-au luat. Ai asezonat porcul ăla de draci l-au luat. Ai pus sare de l-ai terminat. Nu știi cum să mai ajungi la aceeași esență rudimentară pe care o mermelești de aproape 25 de ani, că aia nu fac nimic și că ai face tu, ca și cum n-ai avut ocazia până acum, fiind doar în opoziție, scârbos om și doar cu trei cuvinte în vocabular. Ăștia bun și gustos, sincer, respect Dan Coman. Aici câteva nume proprii, Iohannis Ciucă Grindeanu. Care Grindeanu? Cred că s-a tăiat la montaj, că n-a apărut decât în trailer, da. Absolut superb. Hei, tu de acolo, dă-mi subscribe, te rog frumos, dă-mi subscribe. De fiecare când zic să dați subscribe, chiar dați subscribe, așa că mai zic o dată, dă subscribe la canalul ăsta. Bun, mulțumesc.